Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Este astăzi alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiondea și venim înaintea noastră cu o recomandare de carte pe marginea căreia de altfel vom și discuta. Noaptea întunecată de Sfântul Ioan al Crucii, o carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină, în traducerea Ordinului Carmelitanilor de Sculți din România. O carte despre care am mai vorbit, o carte care își află un bine meritat loc în această frumoasă colecție de spiritualitate creștină, atât apuseană cât și răsăriteană. Sfântul Ioan al Crucii, 1542-1591, marele mistic carmelitan, ne descrie în lucrarea de față, Noaptea Întunecată, un text clasic al spiritualității creștine și universale, parcursul plin de încercări al sufletului însetat de iubire, între imperfecțiunea celui încătușat de patimile lumii și starea glorioasă a uniunii cu Dumnezeu. Domnule profesor, o carte importantă, un autor extrem de important, pentru că noi în altă campanie am vorbit de o prietenă, am putea spune, mai în vârstă, da, la vremea respectivă, dar o prietenă spirituală, o prietenie foarte spirituală, o prietenie foarte frumoasă spirituală care i-a legat pe Sfânta Teresa de Avila, care ne-a dat castelul interior și iată Sfântul Ioan al Crucii, Juan de la Cruz, cu Noaptea Întunecată a Sufletului. Perechea este imposibil, această pereche pe care ați amintit-o este imposibil să nu mă aduc aminte de o altă pereche celebră care a însemnat foarte mult în catolicism și anume cu 300 de ani înainte o altă pereche celebră de mari trăitori, Sfântul Francis de Assisi și Sfânta Clara. Nu este întâmplător, ca întotdeauna nimic nu este întâmplător și campaniile noastre ale editurii Herald, una după alta, nu fac decât să sublinieze această complementaritate extraordinară de la Dumnezeu dată și care ne ajută din punct de vedere spiritual și nu numai spiritual, ca să trăim în lume și să ne împlinim rostul ca ființe umane. Sigur că cum bine ați spus dumneavoastră și foarte obiectiv aș putea spune, nimic nu este întâmplător, da? Există sincronicități. Iată o campanie dedicată femeii, urmată de o campanie dedicată bărbatului. Sigur că da. E adevărat că din secolul XII, de când s-a format Ordinul Carmelului, practica spirituală a acestui ordin, cu siguranță că a suferit unele modificări, dar poate că niciuna n-a fost atât de importantă ca în acest secol al XVI-lea, în care s-au întâlnit două prezențe absolut formidabile, așa cum spuneați, una este Sfânta Teresa de Avila și celălalt este Sfântul Ioan al Crucii sau Juan de Yepes Alvarez, pe numele civil, ca să-i spun așa. Sfântul Ioan al Crucii este foarte important, aș spune, în primul rând, pentru că ne amintește în bună parte, prin această noapte, prin simbolul nopții, ne amintește, aș spune eu, și de mistica renană, al cărui nume extraordinar, excepțional, este sigur, Meister Eckhart. Acest accent pus pe o practică, aș spune eu, apofatică, pentru că este vorba de apofatism aici, nu este așa de ușor de întâlnit, nu este lesne de întâlnit în toată mistica creștină. De ce? Pentru că, în primul rând, este foarte dificilă, în al doilea rând, cere o atitudine intelectuală deosebită, cere cunoștințe care, sigur că nu le găsești în cărți, cele se transmit duhovnicește de la maestru la maestru
și sigur asta sub directa supraveghere și îndrumare, călăuzire a lui Dumnezeu. Adică nu sunt și practica Sfântului Ioan al Crucii și altele asemenea, nu sunt simple creații ale unei minți, oricât de dotate ar fi ea. E vorba de inspirație divină aici. Și așa cum spuneați, cum nimic nu este întâmplător, cu atât mai mult aici, în practica spirituală, sigur că nimic nu este întâmplător. Este un moment în care, într-adevăr, era nevoie de așa ceva, pentru că, așa cum spuneam, sunt puține practici spirituale care să se bazeze pe apofatism. Acum, care sunt ideile, ca să spunem, principale? Sau mai bine spus, înainte de a vorbi despre carte, care sunt, mai pe scurt, care este conținutul acestei tehnici spirituale? În primul rând, spune Sfântul Ioan al Crucii, credința este unicul mijloc de cunoaștere a lui Dumnezeu. E foarte mare lucru să înțelegem acest adevăr. De ce? Pentru că, vedeți, pentru asta se și folosește acest simbol al nopții. Înțelepciunea lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu nu are limite. Ea nu se poate desfășura ca orice fel de cunoaștere, oricât de inteligent ar fi ea. Este vorba de o cunoaștere prin înțelepciune, prin intuiție intelectuală. Și oricât ar fi de pătrunzătoare și maestru spiritual care practică așa ceva, oricât ar fi de genial, am spune noi, este imposibil să cuprindă ca om până la ultima consecință înțelepciunea divină. Ori ăsta este și simbolismul nopții. Prin urmare, aș spune eu că această noapte care se luminează și ne luminează în interior, un paradox, pare un paradox, dar nu este un paradox, pentru că ar trebui să și spunem lucrul ăsta, acest întuneric nu este numai înțeles în sensul unei ignoranțe, unei neputințe, ci mai există și un alt aspect al simbolismului tenebrelor, și anume tenebrele superioare, adică indistinția divină. Dumnezeu este inexprimabil. El este indicibil, este indeterminat la modul absolut. Pentru asta este infinit și pentru asta este etern. Și atunci noi oamenii nu facem decât să intrăm, să plonjăm în oceanul acesta al infinității lui Dumnezeu, al eternității lui Dumnezeu, și atunci sigur că noi mergem apofatic spre El, în sensul că înlăturăm tot ceea ce este limitat și contingent ca să ajungem la absolut și la etern. Deci, cum spuneam, Sfântul Ioan al Crucii afirmă că principalul mijloc de a ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu este credința. Credința, spune Sfântul Ioan al Crucii, este o cunoaștere certă. Problema certitudinii, nu avem timp să o dezvoltăm, este extrem de importantă, dar el spune că această cunoaștere este certă, dar este obscură. Este obscură în sensul că ignoranța se înlătură, dispare, se topește, se diluează pe măsură ce practicantul se străduiește și se abandonează voii lui Dumnezeu încet, încet, în etapele pe care o să le vedem imediat, care sunt cuprinse în carte. Ce mai spune Sfântul Ioan al Crucii? El spune așa, că de fapt credința este o calitate a sufletului, certă și obscură în același timp, spune Sfântul Ioan al Crucii. Ea este obscură căci până la urmă ea ajunge la adevărurile revelate de Dumnezeu însuși. Și această revelație nu este o cunoaștere obișnuită care se realizează prin niște limite prin care noi să putem identifica adevărul, ci el rămâne până la urmă, cea mai mare parte rămâne indicibil, inexprimabil. Deasupra acestor adevăruri există lumina eternă, care se reflectă în lumina naturală la noi și pentru noi, lumina urmare este un simbol al luminii divine. Pentru că sunt infinite și eterne, ele depășesc și lumina naturală și lumina spirituală, depășesc de departe orice
efort de înțelegere din partea minții noastre. Prin urmare, nu mintea este cea care poate să-L cunoască pe Dumnezeu. Și o să vedem imediat că în interiorul nostru acest drum spre Dumnezeu este o scară pe care noi urcăm. Așa cum se urcă muntele Carmel, este simbolismul general al ordinului. Nu? Noaptea obscură, deci, este descrisă credința în felul acesta ca o scară tainică prin care sufletul pătrunde încet, încet în profunzimile și în înălțimile lui Dumnezeu. Ceea ce este interesant și poate chiar surprinzător la un moment dat este că Sfântul Ioan al Crucii vorbește foarte mult și acordând o importanță deosebită speranței, nădejdii. Vedeți, speranța deja la Sfântul Ioan al Crucii nu mai este o stare psihică, nu mai are o valoare morală, ci atinge spre o valoare pur spirituală. Adică speranța aceasta este un foc care te menține în acest drum către Dumnezeu și ea trebuie să fie întotdeauna hrănită. Cu ce o hrănești? Cu virtuțile, o hrănești cu efortul de fiecare zi și cu concentrarea continuă pe realitatea absolută care este Dumnezeu. Mijlocul de a ajunge la Dumnezeu, chiar de la începutul acestei scări, este detașarea. Detașarea de tot ceea ce este contingent, de tot ceea ce este trecător, de tot ceea ce ne prinde datorită structurii sufletului nostru și ne ține în lumea aceasta oarecum captivi. Ca să te poți detașa, apare al doilea element foarte important la Sfântul Ioan al Crucii, purificarea. Purificarea, adică golirea până la urmă, nu? Golirea treptată de tot ceea ce poate constitui un obstacol în această ascensiune a sufletului către Dumnezeu. Chiar spune într-o formulare foarte scurtă Sfântul Ioan al Crucii: străduiți-vă să trăiți o rugăciune continuă. Deci să trăim în rugăciune continuă, fără a ne abandona în același timp exercițiile corporale. Vedeți, e foarte important ce spune Sfântul Ioan al Crucii. Atunci când vorbește în prima parte a cărții sale despre noaptea întunecată a simțurilor, nu trebuie să înțelegem neapărat că este vorba de simțurile comune, că este vorba de, cum să spun, de partea corporală, trupească a noastră, numai de asta. Toată această realitate biologică a noastră trebuie ridicată la nivelul spiritual, pentru că tot ceea ce este o reflectare a unui plan superior, care este un plan spiritual, bineînțeles. Și atunci, ceea ce se întâmplă în lumea noastră, chiar în cele mai mici amănunte, totul este legat de un adevăr care depășește planul fizic, planul biologic în care noi trăim. Aș spune așa, în trei cuvinte, că este vorba de trei aspecte foarte importante ale căii spirituale. Este o cale spirituală purificatoare, care ajunge la un moment dat să fie o cale iluminativă, în care lumina, întunericul, tenebrele acelea superioare, care sunt o supraabundență de lumină, dar ele ne par nouă ca fiind tenebre, pentru că este vorba până la urmă de poziția noastră trecătoare și, sigur, imperfectă, nu? Și până la urmă, această cale iluminativă se arată a fi o cale unitivă, adică să ajungem la teozis sau la îndumnezeire. Lucrul acesta se petrece, cum arată Sfântul Ioan al Crucii, cu foarte mari detalii, foarte amănunțit, în așa fel încât, cu adevărat, această carte este un manual spiritual până la urmă. Pentru că pornește de la nedesăvârșirea începătorilor, de exemplu. Adică de la stadiul unui om, de la starea unui om care nu se interesează de viața veșnică, care nu se interesează de valorile fundamentale, ci trăiește, există, pur și simplu. Ori, e important că după aceea, în capitolul 2,
începe să arate de unde provin toate aceste imperfecțiuni, și anume din cele 7 păcate capitale pe care le tratează în fiecare capitol care urmează: orgoliul, avariția spirituală, desfrânarea, mânia, lăcomia, invidia, lenea. Le ia pe fiecare în parte, pentru că fiecare din ele constituie un semn de fapt sau o fațetă a acestei caracteristici evanescente a lumii noastre ca oameni. Am și o întrebare. Că tot ați pomenit de cele 7 păcate. Reprezintă ele, dacă e să facem referire și la campania noastră, redefinirea masculinității, reprezintă ele, toate aceste păcate, și un fel de obstacol în această călătorie, sigur, care poate să reprezinte un proces de inițiere, un proces de maturizare a bărbatului? Pentru că dacă cele 7 pe care le-ați pomenit, da, le poate spune, ca să spunem, defecte, da? Ele în spiritualitatea creștină, absolut, le numim păcate. Începe cu ele. Pentru asta începe cu ele. Iar în psihologia modernă și în psihoterapie pot fi numite, să spunem, niște, nu știu, defecte sau în orice caz probleme cu care se confruntă bărbatul în devenirea lui, da? Când vorbim de aceste etape, și mă gândesc că și credința este un lucru esențial în procesul acesta, mie îmi place să o numesc călătoria spirituală a eroului, că tot pomeneam noi de călătoria eroului lui Joseph Campbell. Este o călătorie da, spirituală, incontestabil, în care se cuceresc cetate după cetate, castel după castel, ca să vorbim în termenii cavalerești. Nu? Castel după fiecare izbândă îți aduce un plus de posibilitate, de șansă de a ajunge în capătul scării acesteia interioare. Gândiți-vă că începe cu orgoliu, cu mândria. De ce? Pentru că este într-adevăr primul păcat care apare. Și noi știm că îngerul feței, care a fost îngerul feței, nu Mihail, arhanghelul, ci primul înger al feței, Lucifer, purtătorul de lumină, a căzut din cauza orgoliului, din cauza mândriei. Asta l-a împiedicat să se supună voinței divine. Și supraestimarea de sine, cum spune Sfântul Ioan al Crucii. Vedeți, avariția, de exemplu, un alt păcat. Este foarte largă paleta aceasta de manifestare a celor 7 păcate capitale. Vă dau un exemplu. Vorbește de avariție spirituală. Ce înseamnă asta? Înseamnă că există un exces formal interior care trebuie suspendat. Hai să spunem, dacă vreți, până și setea de cultură, dacă nu construiește în ea pe parcurs ce omul cunoaște, nu, și pătrunde și participă la viața culturală, dacă nu există și cult în spatele acestei vieți culturale, nu înseamnă nimic. Este o adunare de informații. Este un soi de egoism intelectual. Exact. Este un fel de... Vedeți că de sus merg fiecare din aceste păcate. Mânia. Ce este mânia? Mânia este o pierdere a lucidității. Este o pierdere a discernământului. Este strict necesar să existe așa ceva. Este stringent pe o cale spirituală pentru a te regăsi, pentru a te identifica cu natura pe care o ai și cunoscându-te să te poți desăvârși, primul lucru îți este necesară, sigur, luciditatea, discernământul, să faci distinții între ceea ce trebuie, ceea ce nu trebuie, ceea ce e permis, ceea ce nu este permis și așa mai departe. Lăcomia, iarăși, o consideră un exces de formalism și care duce la o stare continuă de nesaturație. Asta merge foarte sus, să știți. Merge foarte sus, până acolo încât poți să te gândești la Dumnezeu ca și El având nevoie de un alt principiu deasupra Lui. Adică nu își este nici sieși de ajuns. Vedeți ce sus ajunge interpretată lăcomia.
invidia și lenea care se pornesc dintr-o, din răutate, dintr-o imperfecțiune, cum să spun eu, care deja capătă un accent dramatic și invidia ca invidia, dar lenea mai ales, care este un semn foarte rău, mai ales pentru tineri. Mai ales pentru tineri. Știți, Pascal, dacă mi-aduc bine aminte, spunea că un adolescent de 16 ani trebuie să-l lași singur. Și știm din educația care se dă că trebuie să-i găsești tânărului, întotdeauna să-i găsești ceva de lucru. O ocupație. Știți, eu mi-aduc aminte o scenă teribilă, cumplită, dintr-o carte profetică, și anume Demonii, a lui Dostoevski. Marele Tartor de acolo, care poartă numele crucii, Stavrogin. Stavros, știți că înseamnă cruce. Deci vă dați seama până unde merge viclenia adversarului. Să vedeți că și Sfântul Ioan al Crucii vorbește de viclenia adversarului și de tentațiile lui. Este prezentat întotdeauna ca o fire foarte calmă, domoală, spre lene. Ori lenea care duce la plictiseală este un mare pericol pentru un tânăr. Este poarta prin care se strecoară adversarul și strecoară toată strategia de a te scoate din efortul, de a-ți întrerupe efortul, de a te căuta, de a-L căuta pe Dumnezeu și așa mai departe. Vedeți? Toate merg foarte sus. Toate merg foarte sus. De altfel, activitatea continuă în ordinul carmelitan era formulată cât se poate de simplu. Era un verset, era al doilea verset din primul psalm, și anume: meditează ziua și noaptea legea Domnului. Exclusă lenea. Lenea intelectuală. Deci meditează în tot. Ce înseamnă să meditezi? Nu înseamnă să stai așa doar și să repeți în gând textul sacru. Nu, ci să te concentrezi, să încerci să pătrunzi în el. Și Dumnezeu vine spre tine. Este un alt lucru foarte important la Sfântul Ioan al Crucii. Se vede în partea a doua, cel puțin, în noaptea întunecată a Spiritului, cum Dumnezeu la un moment dat începe și coboară către om, către cel care vine spre el. Ne-am mai întâlnit asta într-o altă tradiție, în tradiția Islamului, la misticii Islamului, cum numim, sau în Tasauf, când Dumnezeu așteaptă de la noi intenția, și aici intenția e foarte importantă în Sfântul Ioan al Crucii. Este, de asta este legată intenția care se transformă în aspirație, este legată de această speranță continuă. Dumnezeu nu te lasă. Este o certitudine a vieții de la care pornești. Și atunci știi că dacă El nu te lasă, tu trebuie să faci ceva pentru asta. Ori tu ce trebuie să faci pentru asta? Îți spune Domnul Iisus de la început. Să faci rugăciune? Nu? Rugăciunea, actul fundamental, și postul, care este o renunțare treptată a lumii și prin care poți să dobândești această tehnică de detașare. E foarte important lucrul ăsta. Vedeți, rugăciunea și postul sunt două lucruri esențiale de care amintește Domnul Iisus în mai multe pasaje ale Sfintei Scripturi, dar care înseamnă două categorii de acțiuni umane care sunt complementare. Este ceea ce trebuie să faci, și anume să te rogi și toate celelalte, și ceea ce trebuie să nu faci, să te abții, și acesta este postul. Știți, postul înseamnă foarte mult. Postul îi aparține lui Dumnezeu. Adică atunci, cum ar spune Meister Eckhart, cum ar spune și alții, și Tauler spune lucrul ăsta, și mai găsim și la alții, și la Böhme, am găsit în Aurora Consurgens, am găsit lucrul ăsta. Atunci când te abții, Dumnezeu vine spre tine. Pentru că El te ține. Este o tehnică până la urmă de a-L atrage pe Dumnezeu spre tine prin Sfântul Duh pe care tu îl aduci la tine. Această aspirație ta trebuie înțeleasă ca și cum ai aspira. Tu ai aspira Sfântul Duh pentru că te golești. Ce spunea mai înainte, cu câteva secole, Sfântul Meister Eckhart? Dacă tu te golești de tine, atunci în tine este Dumnezeu. Locul nu rămâne gol niciodată. Atunci în tine este Dumnezeu. Lucrurile astea, vedeți, sunt în legătură unele cu altele. Nu putem să rupem
pe Sfântul Ioan al Crucii, de toată mistica de până la el și, sigur, și cei care au venit după el sunt preluate foarte multe din niște adevăruri fundamentale ale practicii spirituale. După aceea, accentul acesta pus pe golire până la simplex unum, cum spune Sfântul Ioan al Crucii, este necesară pentru că trebuie să ajungi la pacea care coboară în casa mea, cum spune versul din această noapte întunecată, din poezia Sfântului Ioan al Crucii. Ea se termină cu pacea coborâtă în casa mea. Ea va reveni în partea finală, când pacea este definitivă și nu se mai poate pierde. Printre altele, în carte, deci prima parte a cărții, în cartea întâi, este Noaptea întunecată a simțurilor și am spus câteva cuvinte despre această parte. A doua parte a cărții, Noaptea întunecată a spiritului, conține, de fapt, poate partea cea mai importantă și cea mai dificilă a tehnicii spirituale și a parcurgerii etapelor, pentru că apare aici un element foarte important. Poate la prima citire, la prima lectură, cineva se va întreba de ce vorbește tocmai aici de suferință. Pentru că suferința de aici, care apare ca o constantă, nu este suferința pe care o simți la începutul căii. Ea merge mult mai departe. Este aspectul sacrificial care tinde să te apropie de sacrificiul suprem pe care l-a făcut Domnul Iisus Hristos. Cine este modelul creștinului? Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos este modelul lui. Și atunci, Domnul Iisus Hristos a suferit ce a suferit, sigur, cunoaștem patimile Domnului Iisus, tot prin sacrificiul lui. Existența umană are un caracter sacrificial. Are un caracter sacrificial. De ce? Pentru că nu trebuie considerată coborârea din rai prin greșeala, mă rog, cum spunem noi, păcat original și așa mai departe. Nu, aia este o necesitate. Este o necesitate pentru ca lumea să existe. Pentru ca omul să-și împlinească natura lui și să-și împlinească țelul existenței. Sfântul Ioan al Crucii, în a doua parte, vorbește de cele 10 scări, cele 10 trepte ale scării mistice spre Dumnezeu. Prima treaptă ar fi moartea sufletului pentru păcat. Păcatul nu te mai atinge. Păcatul nu mai există pentru cel care a ajuns în această fază a desăvârșirii spirituale. O a doua treaptă este căutarea neîncetată a lui Dumnezeu de către suflet. Sufletul tău nu mai are un alt scop, nu mai are un alt țel. Nu-l mai animă nimic decât această amintire continuă a lui Dumnezeu. Apoi este acțiunea sufletului în condiții spirituale deosebite, care știe de la început acum, pentru că el a ajuns într-un stadiu în care greșelile comune a trecut de tot ceea ce îi pregătea ca obstacol complexul sau sinteza celor 7 păcate capitale, nu? A trecut de asta, dar apar alte obstacole, nu? Care nu mai sunt atât de simple, ele țin de altitudinea spirituală la care se află practicantul și atunci el trebuie să treacă de asta. O altă treaptă este permanenta suferință din dragoste pentru Dumnezeu. Este un aspect sacrificial extrem de important. Apoi, Dumnezeu răspunde la cea de-a șasea treaptă, Dumnezeu răspunde cu haruri evidente. Începe să răspundă, este exact ce spuneam adineauri. Dumnezeu coboară și începe să-ți dea semne că ești bine primit, că strădania ta nu este fără consecință și că drumul pe care mergi este un drum bun. De ce? Pentru că cu o treaptă înainte, tocmai asta s-a întâmplat, pentru asta coboară harurile, pentru că intenția ta dreaptă s-a transformat într-o aspirație irepresibilă către Dumnezeu, de nestăpânit, ca să zic așa, și care se confundă cu însăși natura ta. Apoi este sporirea, a șaptea treaptă este sporirea acțiunii unificatoare. Deja începe teozisul și teozisul începe să devină, ca să spun așa, evident. Pe a opta treaptă apare unirea definitivă, caracterul definitiv al unirii.
ceea ce înseamnă că întreaga creație pentru tine am putea spune că nu mai există. Nu există decât Dumnezeu care umple totul și este totul. Și în a noua, pe a noua treaptă vorbește Sfântul Ioan al Crucii de soava desfătare a unirii. Soava desfătare a unirii. Ceea ce înseamnă că toată simplitatea aceea cu care încep fericirile, fericirile încep ex abrupto. Da? Acei fericiți săraci într-un duh, că în traducere ulterioare este cu duhul, săraci într-un duh, acolo este vorba de acești practicanți, de acești credincioși care s-au abandonat total voinței Domnului și sunt total în mâna Domnului și ei se apropie, sunt în proximitatea lui Dumnezeu. Aceia sunt cei, pentru că pentru ei nu mai există nimic altceva decât imaginea lui Dumnezeu în ei sau fața lui Dumnezeu în ei care acționează continuu. Și în sfârșit, ar trebui să mai amintim și cele trei însușiri ale nopții. Prima este, sufletul este condus total de Dumnezeu. Nimic din contingență nu-l mai poate atinge. A doua însușire, pentru suflet nu mai există la modul absolut o altă realitate în afară de Dumnezeu. Și în sfârșit, a treia însușire, Dumnezeu, sufletul s-a stins în esența divină. Singura realitate dinamică mai rămâne iubirea infinită, ăștia sunt termenii pe care folosește Sfântul Ioan al Crucii, iubirea infinită către Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de cele trei virtuți teologice. Nu? Credința, speranța, iată că speranța ce rol are extraordinar, nu? Și iubirea. Iubirea. Așa cum spunea Sfântul Apostol, Pavel. Dacă iubire nu este, nimic nu sunt, spunea. Dacă iubire nu este, nimic nu sunt. Exact ăsta este mesajul. Dumnezeu a creat lumea din iubire, iubirea din tine crește și iubirea din tine te pătrunde și te transformă în ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Un drept care până la urmă, dintre cei drepți, meriți cununile cerești de care se vorbește întotdeauna în slujbă și de care ne amintesc toți marii duhovnici. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de domnul profesor Teodoru Ghiondea despre cartea Noaptea Întunecată a Sfântului Ioan al Crucii, o carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină în cadrul campaniei Redefinirea Masculinității între Vulnerabilitate și Autenticitate. Mulțumim foarte mult domnului profesor Teodoru Ghiondea. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!